Pe 16 iunie, o echipă de comisari din cadrul Gărzii de Mediu Botoșani a descoperit la Dorohoi un amplasament pe care erau depozitate cantități mari de deșeuri. Aceștia au constatat că mai multe persoane dezmembrau Autobuze. Operatorul economic care deține societatea nu avea autorizație de mediu pentru desfășurarea de astfel de activități. După ce au stat mai mult de vorbă, comisarii au aflat că autobuzele au fost casate în anul 2014, iar în 2021 au fost vândute către o persoană fizică. Cele mai multe deșeuri găsite pe amplasament sunt provenite din dezmembrări și o parte erau depozitate direct pe sol. Reprezentanții gărzii de mediu au întocmit actul de control, iar reprezentantul oficial al societății nu a prezentat contractul de vânzare a vehiculelor scoase din uz către un operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizați să efectueze operații de tratare a acestor vehicule. Pentru toate neregulile constatate au fost trasate măsuri cu termen de realizare și s-a aplicat o sancțiune contravențională pentru nerespectarea modalității de gestionare a vehicolelor și a celor scoase din uz.